Deci zici că s-a întâmplat sâmbătă seara aici, în gara Chișinău, da? Da. La peron 1 acesta? Da. A fost la trenul 61 spre Sankt Petersburg. A fost doi băieți. Da, doi bărbați, ai zis 40-50 de ani, însoțitori de vagon, s-au angajat la calea ferată, în vagonul 6, nu? În vagonul 6. Cam la ora 10 seara. Ca, da, 10 ora, minutele... E, aproximativ, da. Așa. Și-au bătut o familie de romi. Bătut o familie, bărbat, de etnică romă. Da, bărbat, o femeie de vreo 30 de ani 30. Și un copil de 3-4 ani. Da? Copilul zice că nu l-au bătut, dar oricum i-au dat jos din tren. Sperăm că poliția o să afle cine-i făptașul și o să-l atragă la răspundere. Nimic nu justifică bătaia, tortura. Nimic nu. Da. E că Petersburg scrie că pleacă la 22.03. Numărul 61? 61, da? Aha. E ce pe rămână obvious? Evident. A fost evident că asta a fost un act agresiv. Aha. Și a fost un act de rasism. De ce? Pentru că ei ziceau ceva despre etnia lor, da? După aceea, da? După familia a fugit. Așa. El a făcut comenzi a țiganii. Da. Nu știu. Nu a fost evident că asta. Am înțeles. Acolo e trim. Tu dacă i-ai vedea pe însoțitori, ce ei recunoaște? Hm? Dacă i-ai vedea la față, ei recunoaște pe însoțitori? Eu cred așa. Că da. Знаете, это плацкарт? Да. Этого как, как это... Вагон. Да, это, ну, это... Компартмент. Компартмент, да. Компартмент. И бояц, барбац, они были здесь. И там был фамилия. Там фамилия. Фамилия купил. Да. Купил и боец был там. И они ку аша... Cu pumni. Am înțeles. E familie. Și i-au scos din tren și i-au dat jos, da? I-au dat jos. Peron, direct aici în fața gării? Da, în fața gării. Și familie nu a avut un cac. N-aveau unde să fugă. Erau prinși în compartiment. Asta am înțeles. E important. Mai departe ce s-a întâmplat? Deci loveau, cei doi loveau în mamă și în tată, da? Sau în bărbat și în femeie. Da. În copil n-au lovit. Că nu l-au lovit? Neudarele. Didn't hit the child. Eu nu am văzut. Am înțeles. Dar copilul nu plângea. Nu. Uh-huh. Pe dumneavoastră v-au agresat? Pe dumneavoastră... Pe tine. Pe mine doar la... Când ai vrut la toalet acolo, ți-au zis că nu-i voie și atât. Verbal te-au agresat, mai mult nimic. Verbal nu. Am înțeles. Și ai călătorit, cu el până la Drochia. Da. Aha. I... Da. Familia o coborât jos? Da, s-au rămas între. Nu, a coborât jos. O coborât jos. Zici că familia a intrat într-un compartiment din ăsta, da? Asta a fost compartiment primul acolo. Aha. Acolo privat... Unii cabina pentru însoțitori și primul compartiment de lângă cabină. Da. În vagonul 6. Da, vagonul 6. Și i-au împins încolo, înspre masă, îi băteau încolo, dar nu-i lăsau să iasă. La început nu-i lăsau să iasă și după aceea i-au forțat să iasă. Da. Mulțumesc, Lucas. Plăcere. Eu cred că asta a fost motivul pentru care... Motiv rasist pentru asta. Pentru bătaie. După care aceștia
După ce aceste persoane au coborât jos din tren, da? Da. A coborât? Au. Au coborât. Au coborât din trenul. Da. Trenul. Au coborât din tren? Da. Punct. I șo. Da. Nu, tot ce faci? Pe versul. Nu, pagina. Da. Menționez. Izi. Menționez. 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 Că posibil. Din ce cauză te gândești că au fost agresați fizic? Care a fost motivul că au fost agresați? De ce crezi că au agresat? What was the reason? Because they didn't have a ticket and they were Roma. Yeah. Mm-hmm. But I don't know whether they had a ticket or not. Mm-hmm. Okay. Okay. But, nu, la pla... Asta e... Eu nu știu cum... Cum... Я не знаю, как они... Как они... Как... Почему они были на поезде? Mm-hmm. Как они попали в поезд? Если на дверь есть... Контроль. Контроль. Mm-hmm. Я думаю, что у них был билет. Ну, я не знаю. Да, понятно. Потому что на каждый... Не знаю, если честно. La fiecare ușă este însoțitor da. De vagon și nu poți intra în tren da. Dacă nu arăți biletul. Am înțeles. Deci crezi că i-au bătut numai pentru că erau romi. Da, eu așa cred. Ok, menționez... Și ce? Menționez... Persoanele au fost... Că? Agresate. Sunele care a fost agresat. Da. Sat? A fost? Au fost agresate din... Motivul că a fost E scris odată. Crescă din cauza de etnică. Că sunt, că sunt, din motive... Că erau de etnie romă, da? De, din cauza de sunt din etnie romă. Deci din luna octombrie până în ianuarie, de câteva luni ești în Moldova? Și vorbești românește. Și o leagă de rusă. Da. Eu nu știu exact cât a fost. 4 sau 5? 4-5 luni, da? Moldova. Și ai făcut cursuri sau așa, doar vorbești cu oameni? Da, în urmă eu am fost la București. Ah, ai făcut niște cursuri. Am fost învățătoare. Cât timp ai învățat limba? 6 săptămâni. Minunat. Dacă omul vrea, învață limba, dar dacă nu vrea, poate să nască aici și tot să nu vorbească românește. Da. Sau nici rusește. Sunt unii.